În sfârșit ne jucăm și noi cu RX 6700 XT, direct varianta de la AMD. Înainte să începem orice test, ar trebui să vă spun că o să comparăm acest RX 6700 XT cu un RTX 3060 Ti, varianta Eagle de la Gigabyte, avem review pe canal pentru această placă video, și cu AMD RX 5700 XT, tot Gigabyte, varianta Eagle, varianta Gaming Goce, la ambele avem review. Dar, înainte, haideți să vedem ce se află în cutia de la AMD, pe lângă placă. Drăguț, așa vine ambalajul. Bucata de protecție. Nice. Și așa vine placa. Placa are două ventilatoare, are două mufe de alimentare, una de 6 pin și una de 8 pin, iar în partea din față are două DisplayPorturi, nu, trei DisplayPorturi și un HDMI, au renunțat la USB-C. Iar radiatorul ocupă două sloturi și aerul se face prin partea de jos spre placa de bază și prin partea de sus spre panoul carcasei. Prin față sau prin spate nu este deloc aer. Dar haideți să punem această placă de video în calculator, să facem niște teste și să vedem cum se comportă. Cu cât este mai bun decât RX 5700 XT și față de RTX 3060 Ti, mai sus, mai jos, unde este? Să dăm drumul la treabă! Și după mai multe teste, mai multe zile în care am testat RX 6700 XT, variantă de la AMD, avem câteva rezultate. Și înainte de toate, ar trebui să vă spun că am folosit și Adobe Premiere. Am folosit hardware encoding și am folosit această placă video ca să vedem timpul de export. Și înainte să vă spun timpul de export cu această placă video, cu acest GPU, ar trebui să vă spun că cu 3060 Ti timpul de export a fost de 8 minute și 17 secunde, cu RTX 3070 a fost de 8 minute și 15 secunde, iar cu RTX 3080, 8 minute și 13 secunde. Diferențele foarte mici, câteva secunde sub 10 secunde, între 3060 și 3080. Iar cu RX 6900 XT, timpul de export a fost de 6 minute și 40 de secunde. Un timp incredibil de bun. Iar cu această placă video, cu RX 6700 XT, timpul de export a fost de 7 minute și 36 de secunde. Practic mult mai rapid decât orice placă RTX, dar puțin mai lent decât RX 6900 XT, doar că teoretic prețul ar trebui să fie la jumătate. Dar ignorăm prețul, în acest clip nu vom compara prețuri, nu vom spune nimic de prețuri, pentru că suntem undeva în vestul sălbatic la ora totală cu prețurile, dar haideți să trecem la jocuri. Și întâi ar trebui să vă spun de CS:GO. CS:GO este un joc super vechi, dubios optimizat, folosește foarte mult procesor, folosește și ceva placă video, dar hei! Este mega folosit, așa că îl folosim și noi. Iar cu această placă video, cu RX 6700 XT, am avut 350 de FPS-uri. Iar cu RX 5700 XT am avut 280 de FPS-uri. Practic este un boost destul de mare. Și dacă e să comparăm cu 3060 Ti, 3070, 3080, și în acel am avut tot 350 de FPS-uri. Practic am același număr de FPS-uri, am avut cu toate plăcile, doar că noi la test am folosit un Ryzen 5 3600 stock, cu 16 GB de RAM la 3600 MHz și cu o placă de bază Asus B550 Strix F. Dar haideți să trecem mai departe la câteva jocuri mai complexe și haideți să trecem la Doom Eternal. În Doom Eternal, cu 6700 XT am avut 240 de FPS-uri, cu 3060 Ti 230 de FPS-uri, cu 3070 290 de FPS-uri, iar cu 3080 336 de FPS-uri.
Și dacă e să băgăm și 6900 XT-ul, acela au 360 de FPS-uri. Practic, este ceva mai lentă decât 3070, dar ceva mai rapidă decât 3060 Ti-ul în acest joc. După care, Rocket League, 250 FPS-uri cu toate plăcile, inclusiv cu 5700 XT, așa că nu se mai ia în calcul, dar ei, am să menționez și acest lucru, poate vă interesează. Well, în Watch Dogs Legion, cu RX 6700 XT, am avut 88 de FPS-uri, iar cu RTX 3060 Ti, 78 de FPS-uri, cu RTX 3070, 81 de FPS-uri, iar cu RTX 3080, 93 de FPS-uri. Și cu RX 6900 XT, 101 de FPS-uri. După cum ziceam, în anumite jocuri este mai lentă decât 3060 Ti-ul, în altele chiar puțin mai repede decât 3070 ori. După care, hai să trecem și la Assassin's Creed Valhalla, pentru că este un joc totuși care cere destul de mult. În Assassin's Creed Valhalla am avut 99 de FPS-uri, ceea ce nu este deloc rău. Cu un RX 6900 XT am avut 101 de FPS-uri, iar cu 3080-ul 90 de FPS-uri. Practic, Assassin's Creed Valhalla este super optimizat pentru plăcere video AMD. Iar cu, ca spunem și de 3060 Ti, cu aceasta am avut 78 de FPS-uri. Iar 3070, 81 de FPS-uri. Practic, această placă video a fost peste 3070, peste 3060, dar strict în acest joc. După care hai să trecem și la Cyberpunk 2077, pentru că este jocul, pentru că este un joc care cere foarte mult de la un calculator, este un joc nou, și cumva, după acest joc, puteți să vedeți cam unde se va situa în viitor. Iar în Cyberpunk 2077, RX 6700 XT a avut 85 de FPS-uri. 3060 Ti-ul a avut 84 de FPS-uri, practic o diferență infimă, dar puțin de tot peste. Iar un 3070, 97 de FPS-uri. 3080, 115 FPS-uri, iar 6900 XT, 125 de FPS-uri. Toate testele au fost făcute cu un Ryzen 5 3600 stock, 16 GB de RAM, 3600 MHz, o placă de bază Asus Strix F Gaming cu B550, o sursă silențiu MPC de 700W, tot băgat într-o carcasă, FSP-ul CMT340, tot închis în carcasă. Ca idee, această placă video a stat tot timpul peste 2500 MHz boost, iar temperaturile au fost destul de scăzute. Practic nu am văzut niciodată peste 75 de grade, undeva la sub 70 sau pe acolo, dar noi avem o temperatură ambientală de 20 de grade în studio. Și ca și concluzie, RX 6700 XT este un pas în față de 5700 XT și se bate așa undeva cu 3060 Ti-ul și cu 3070-ul, dar este undeva între și prețul ar trebui să fie tot undeva între, așa că rămâne la alegerea voastră pe care mergeți. Dar, sincer să vă spun, niciuna dintre variante nu este o alegere proastă. Așa că totul depinde de voi. Dacă aveți întrebări, comentarii, nedumiri, mai jos este o căsuță. Nu uitați, avem un site, vlogtehnica.ro, o pagină Twitter, o pagină Instagram, o pagină de Facebook. Dați un like, dați un subscribe, dați un share la acest clip. Cine știe, data viitoare poate testăm un avion. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlogtehnica și ne auzim data viitoare. Bye!